În ce stadiu sunteți cu pregătirea vis-a-vis de olimpiadă? Noi suntem în parametrii normal, pardon. Conform planului de pregătire întocmit la începerea ciclului olimpic, mai sunt foarte multe lucruri de corectat, dar ținând cont că mai sunt aproximativ 600 de zile, avem timp. Dacă vă gândiți la Tokyo, cu ce gânduri mergeți acolo? Așa cum am declarat-o, una-două medalii. O medalie la Jocurile Olimpice adusă de federația noastră ar însemna atingerea unui obiectiv? Bineînțeles. Practic, asta este merinea noastră, nu? Să aducem medalii pentru România și cu atât mai mult de la Jocurile Olimpice. În vedere rezultatele din ultima perioadă sau din ultimii ani la Jocurile Olimpice, cum simțiți presiunea sau așteptările pe care lumea le are vis-a-vis? Eu mă bucur că am revenit în prim planul sporturilor cu potențial de a aduce medalii pentru România de la Jocurile Olimpice. Această schimbare, să spun așa, a prins bine și mentalitatea sportivilor noștri și comportările lor de la ultimele campionate internaționale arată lucrul acesta. Știți că lumea așteaptă mai mult acum de la dumneavoastră decât poate înainte? Da, într-adevăr, lumea așteaptă mult de la noi și așa este normal. Trebuie să aștepte mult de la noi pentru că, așa cum am spus-o la începutul interviului, asta este menirea noastră.